De câte ori nu vi s-a întâmplat să fiți invidioși pe cei care locuiesc la curte și se bucură de legume din grădina proprie? Ei bine, trebuie să știți că și dacă stați la bloc puteți planta legumele preferate. Mai exact, puteți cultiva ceapă în sticle de plastic. Specialiștii de la Agrointeligența spun că această nouă metodă de a cultiva ceapă vă va ajuta să obțineți o recoltă mereu proaspătă pentru rețetele familiei dumneavoastră. Pentru a porni la drum, aveți nevoie de o sticlă de plastic de 2 litri sau chiar mai mare, de pământ fertil de grădină, o foarfecă și arpagic. Se fac găuri suficient de mari pe suprafața bidonului pentru a permite creșterea cepei, dar având grijă ca ele să nu lase pământul să curgă afară. În orice caz, aceste găuri pot fi mărite pe măsură ce crește ceapa. Ele pot fi realizate și cu un fier încins sau cu un cerc de sârmă încinsă. Se umple apoi bidonul cu straturi de pământ și de arpagic poziționat către exterior în dreptul găurilor. La final se udă ceapa, proces ce se repetă odată la două zile sau de câte ori vedeți că este nevoie și poziționați ghiveciul cu ceapă pe pervaz la lumină. Veți avea în curând ceapă proaspătă crescută în cel mai mic spațiu posibil.